Liniștea de pe Valea Sebeșului a fost tulburată astăzi de zeci de localnici și consilieri locali ai comunei Hârseni. Dis de dimineață, aceștia au plecat în acea zonă pentru a bloca drumul ce duce spre hidrocentralele de pe Valea Sebeșului. Motivul? Oamenii sunt supărați că reprezentanții firmei nu și-au respectat contractul pe care l-au cu primăria Hârseni. Protest spontan astăzi pe drumul de pe Valea Sebeșului ce duce spre hidrocentralele de acolo. Sătui de promisiuni, zeci de localnici au blocat drumul muncitorilor spre hidrocentrale. Sătenii susțin că s-au făcut ilegalități în acte și că una din hidrocentrale nu are autorizație de construcție. Când a venit domnul Frunză pe Valea Sebeșului, eram și atunci consilier și ne-am bucurat că e un investitor bun și ne vom dezvolta zona. Ne-a promis că face 4 microhidrocentrale și în amonte fiecăruia câte un bazin mare de apă, unde n-ar fi distrus nimic din zonă. Între timp s-au făcut, nu s-au respectat conform hotărârii Consiliului Local contractul. Contractul nu a fost prezentat consilierilor să vadă ceea ce a încheiat fostul primar pe care l-am împuternicit să ne reprezinte. Pe urmă, s-au făcut acte adiționale în care n-am fost în cunoștință de cauză la majoritatea sau și alea puse în ședința de Consiliu pe ordinea de zi, era ori la diverse, ori la sfârșit de ședință, mai are și domnul Frunză ceva. La ultima microhidrocentrală am solicitat, la care se lucrează acum, pentru că nu s-a dat aprobări. Am fost chiar președinte de ședință, în ședința de Consiliu, și am motivat că nu suntem de acord cu construcția ei și cu schimb de teren, pentru că dânsul ne-a oferit schimb de teren, noi din parteneriate și-am automat, dacă el ne da teren la VAD, în altă localitate, în altă comună, pierdeam terenul de sub centrală, era el proprietar. Cu terenurile noastre a creditat în bancă, și-au scos bani și la urmă el putea să plece într-o anumită zi: domnule, pământul de sub centrale al meu, conductele sale mele, centrala a mea, nu mai aveți niciun drept. În plus, oamenii sunt nemulțumiți de faptul că au rămas fără apă în urma captării apei pentru aceste hidrocentrale. O ieșit toată lumea din sat, pentru că comunitatea suferă foarte mult din cauza lucrărilor care se fac în sus. Am înțeles de la consilier că sunt și actele neregulă, nu știu amănuntele, dar eu ca fermier care am 30 de animale, toată iarna am cărat apă cu vase de 1000 de litri pentru a adăpa animalele. Și plus, deci la mine consumul mai mare din cauza fermei, dar oamenii, pentru uz casnic, oamenii de rând, suferă și ei, pentru că apa a scăzut pânza freatică foarte mult din cauza fluctuațiilor care se fac la centralele de sus, pentru că intră apa pe conducte, pentru tehnologia lor ce au ei acolo, și tot intrând și ieșind de pe conducte, pânza freatică oscilează și noi nu avem apă în jos. Chiar dacă au făcut numeroase demersuri pentru a face lumină cu privire la realizarea acestor hidrocentrale, oamenii nu au primit niciun răspuns concret. În aceste condiții, singura soluție le-a rămas protestul. Am făcut tot felul de demersuri. Am vorbit cu domnul Frunza aseară, am pus punct pe ordinea de zi să vină ca să lămurim și să facem un act adițional ca să fim și noi prinși adică să fim asociați cu puteri de pline, adică exact cum s-a făcut hotărârea de Consiliul Local acum în 2008. Din momentul respectiv pe noi ne-o scos din cărți, adică primăria Hârseni, adică prin Consiliul Local. Mai există o microhidrocentrală care acum se lucrează la ea și care deocamdată dânsii acte nu prea au, după câte am înțeles. Nu știu, noi suntem aici, am făcut o revoltă spontană să blocăm drumul pentru că nimeni nu ne ascultă. Angajații hidrocentralei au încercat minute în șir să le demonstreze oamenilor că totul este legal și că nu au niciun drept să le închidă drumul. Uitați-vă aici, în documentație scrie toate trei. Unde? Imediat vă arăt. Aici sunt prezentate fiecare. Că sunt toate autorizate, și de la gospodăria apelor și... Da, pe toate trei să ne arătați autorizația. Nu pe asta de jos, că pe asta de jos știi că e băgat în cartea funciară, pe asta există extras. Deci asta, nu, pe toate trei. Unde scrie? E pentru microcentrale, e logic că se face microcentrale. Se face 4 pe râul Sebeș, la prima aveți. Pentru suprafața la Fântânea aveți autorizație, dată. La Rege, nu ne înțelegeți. Aici scrie centrale, nu scrie una. Nu, 4 au fost aprobare. Uitați-le aici, uitați. Treptele cascade. MHC1, da? CHC, MP, Sebeș1, hotarele. Corect, bun. Bun. Sebeș1, hotarele. Sebeș2, fântânele. Da, este. Este. Sebeș3, cuciulat. Care vine cu cuciulat. Bun. Este, da? Da. Uitați, Sebeș1, iară, cu toate datele. Sebeș2, da? Da. Și Sebeș3. Bun. La prima aveți acte ca proprietar să faceți. La a treia aveți? Da. Nu la prima, la central la 1. Există extras de carte funciară scos din proprietate tot. Conducerea primăriei Hârseni cunoaște nemulțumirile oamenilor, însă spune că totul este legal. În ceea ce privește respectarea contractului, urmează să poartă discuții cu reprezentantul firmei ce deține aceste hidrocentrale. Contractul cu Elcata, cu microcentrale de pe Valea Sebeș, este din 2008. Consilierii care au fost prezenți acolo au fost și ei în 2008, când au ridicat mâna și au aprobat contractul respectiv. Deci ei știau din 2008, da? Sunt 5 ani. De ce? Numai acum fac scandal. Am vorbit cu domnul Frunză, au vorbit și dânsi la Brașov la domnul Frunză, am căzut de acord. Sunt deschis la negocieri, vreau mai mult, nicio problemă, deci nu vreau, dar nu cu revoltă. Elcata a acceptat să modificăm contractul și va veni la negocieri, așa cum a spus, dar nu cu revoltă. Contractul privind realizarea acestor hidrocentrale dintre primăria Hârseni și firmă a fost semnat în 2008. Sunt 2 hidrocentrale construite, iar cea de-a treia în fază de construcție.